Alegerea unei tastaturi mecanice în 2021 a devenit foarte dificilă. Este cam același lucru cu alegerea mașinii potrivite. Prețul dintre cele două, evident, nu se compară, deși sunt câteva tastaturi puțin cam scumpe. Dar sunt extrem de mulți producători, fiecare cu modelele lui, diferite tipuri de caroserii, unele sunt confecționate din materiale mai de calitate decât altele și, desigur, o gamă foarte largă de motoare din care să alegi. În cazul nostru, când zic de motoare, mă gândesc, evident, la switch-uri, iar la cele alte caracteristici, sigur ați înțeles analogia. Așa că, ce să alegi? Poți oricând să mergi pe o tastatură pe membrană, dar atunci trebuie să accepti și ideea că este posibil să apară ghosting-ul și că unele taste o să se apese din senin. Și pentru că suntem gameri adevărați, nu putem să recomandăm altceva decât tastaturi mecanice. Așadar, pentru acest episod de vineri, care sperăm că o să vă mai ușureze decizia în privința unei noi tastaturi, ne-am aliat cu HyperX, ce ne-au trimis 3 dintre cele mai populare tipuri de switch-uri, ce vin împreună cu 3 dintre cele mai populare formate de tastaturi. Înainte de a lua fiecare switch și tip de tastatură la puricat, ar trebui să vedem ce elemente au în comun tastaturile din seria Alloy Origins, cele pe care le vom menționa pe tot parcursul clipului. În primul rând, construcția. Este una foarte solidă, PCB-ul tastaturii fiind făcut sandwich între două elemente de aluminiu, ce nu permite torsionarea tastaturii și îi adaugă și un plus de greutate. Ramele tastaturilor sunt foarte atent îmbinate și teșite, aspect ce din punctul meu de vedere diferențiază o tastatură premium de una de buget. Toate cele trei tastaturi de astăzi beneficiază de cablu detașabil și se alimentează printr-un port USB-C situat în partea din spate. Un alt punct foarte al tastaturilor HyperX este iluminarea, fiind disponibilă pe fiecare switch în parte și probabil cea mai puternică în intensitate, iluminând tot ce se află în jurul tastaturii, nu numai tastele. Ingenuity este softul responsabil pentru personalizarea tuturor perifericelor HyperX, mă rog, cele mai recente de fapt. Softul este disponibil în Microsoft Store și, deși este în beta de ceva vreme, am început să vedem schimbări majore. Pentru tastaturile Alloy Origins se poate schimba iluminarea atât individual pe fiecare switch cât și pe zone, remaparea butoanelor, înregistrarea comenzilor macro, dar și adăugarea încă unei funcții oricărei taste folosind FN. Toate setările pot fi salvate pe 3 profiluri în memoria internă a tastaturii, iar acestea pot fi accesate on the fly. Acum să ne întoarcem la switch-uri și la tipurile de tastaturi prezente aici în fața mea. Switch-urile RED sunt probabil cele mai populare printre gameri. Acestea sunt switch-uri liniare, ceea ce înseamnă că atunci când apeși o tastă, mișcarea switch-ului este în linie dreaptă, fără vreun feedback tactil. De aceea sunt și cele mai rapide switch-uri, iar pentru jocurile care necesită apăsarea unei taste în mod repetat, RED-urile sunt cele mai potrivite. Și cu ce puteam să cuplăm aceste switch-uri de gaming dacă nu cu cea mai compactă și cea mai portabilă tastatură de la HyperX? Și anume Alloy Origins 60. De ce 60? Tastatura tip 60% este probabil cel mai popular format de tastaturi compacte, punând la dispoziție 60% din tastele disponibile într-o tastatură normală. Și ce taste pierzi? Cele pe care nu le folosești în mod uzual, rândul de taste F, tastele de navigare și numpad-ul, iar probabil cele mai importante, săgețile. O parte din acestea totuși sunt disponibile ca a doua funcție folosită împreună cu tasta FN. De asemenea, în pachetul produsului o să mai găsiți și un cleștișor pentru scoaterea tastelor și două keycaps-uri speciale, unul Space și celălalt HyperX. Acest tip de tastatură l-aș vedea pentru cei ce au nevoie de o portabilitate la o tastatură și se axează în mare parte pe gaming. Pentru mine, redactarea cu Origins 60 a fost destul de dificilă, pentru că în timpul editării textului nu ai acces prea rapid la săgeți sau la tasta Delete. În extrema cealaltă, atunci când vorbim de switch-uri, sunt cele Blue. Sunt switch-uri clicky, ceea ce înseamnă că datorită mecanismului de la interior, fiecare apăsare de tastă va fi acompaniată de un feedback tactil puternic, dar și auditiv. În general, necesită o forță mai mare de apăsare față de celelalte switch-uri și de aceea nu sunt considerate la fel de rapide. Treaba cu zgomotul generat de switch-urile clicky a cam împărțit lumea în două. Pentru unii este un sunet satisfăcător, în timp ce ceilalți nu îl suportă. Nu există deloc cale de mijloc. Dar vă spun doar atât, pentru redactarea de text nu aș folosi alte switch-uri în afară de cele Blue. HyperX Alloy Origins Core este tastatura care vine echipată cu switch-urile Blue. Este o tastatură 10 keyless sau pe românește fără numpad. Acest tip de tastatură este pentru cei care în continuare își doresc o tastatură compactă, dar nu sunt dispuși să renunțe la rândul superior de taste F, ce știm că este extrem de important pentru jocurile MMO.
Switch-urile Aqua seamănă foarte mult cu cele Brown ale altor producători. Spun asta pentru că sunt switch-uri tactile, ceea ce înseamnă că în drumul lui spre acționarea tastei, switch-ul oferă un feedback tactil mai subtil ce confirmă cumva comanda dată. Acel click face și puțin mai mult zgomot față de Red-uri, dar este un mic compromis în detrimentul preciziei. Așadar, este o cale de mijloc între rapiditatea red-urilor și precizia blue-urilor. De aceea, este o alegere foarte bună pentru cei ce echilibrează gamingul cu redactarea de text. Și ultima tastatură, cea care vine cu switch-urile HyperX Aqua, este Alloy Origins, cea clasică, o tastatură completă unde nu este nevoie de niciun compromis. Este o tastatură bună pentru cei ce nu se rezumă doar la gaming sau poate au de gând să folosească, eu știu, foarte multe macro-uri sau au nevoie neapărat de numpad. Alloy Origins beneficiază și de un mic display, dacă îi putem spune așa, ce indică atunci când Caps Lock este pornit, numpad este activ și Gaming Mode este activ și el. Switch-urile proprietare HyperX vin cu încă două caracteristici foarte importante. Cursa tastei a fost uniformizată pe fiecare switch la 3.8 mm, la fel și punctul de actuație, ce a fost redus la 1.8 mm, iar durata de viață a tastelor a fost evaluată de către producător la 80 de milioane de apăsări. În concluzie, gândește-te atent ce tip de switch ți se potrivește, liniar, tactil sau clicky, dar și la formatul de tastatură. Dacă biroul nu este prea mare, așa cum spune moderatorul nostru Chef Celios, birou de grădii, poate că o tastatură de dimensiuni normale nu este cea mai bună alegere pentru tine și poți să-ți îndrepte atenția spre una 10 keyless sau 60%. Acesta a fost episodul de vineri. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și scrieți-ne în comentarii voi ce tastatură folosiți și ce switch vă place cel mai mult. Și nu uitați să vă abonați, știți voi, și clopoțelul. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!